Este foarte important să înțelegem că spațiul radicular este unul complex. În afară de camera pulpară, canalele principale, există alte canale, canale laterale, canale furcale, canale accesorii, izmuri și așa mai departe. Ei bine, ca un tratament să fie eficient, trebuie să cureți foarte bine aceste spații radiculare, să prepari foarte bine, astfel încât să ai un tratament de succes. Ori n-ai cum să faci acest lucru foarte bine dacă nu vezi. Ceată, prima calitate este să vezi. Până să apară această tehnică, aceste leziuni apicale erau rezolvate cel mai ușor cu ajutorul chirurgiei. Rezecția apicală e cunoscută de către pacienți și apoi se făcea obturație retrogradă. Ei bine, astăzi foarte mulți pacienți evită chirurgia pentru că, iată, în proporție de 95% putem rezolva aceste patologii apicale cu ajutorul microscopului dentar. Aici există o neînțelegere a pacienților. În sinea lor, cred că atunci când vin în cabinetul stomatologic cu o infecție, cu o leziune apicală, cred că la finalul ședinței au plecat fără acea infecție. A dispărut, da. Lucrurile nu stau chiar așa. Este foarte important de știut că există niște mecanisme imunologice acolo. De pildă, un dinte fără nerv, fără acea pulpă dentară, este un dinte care este predispus infecțiilor. Pentru că, practic, el nu mai are un sistem imun. Și atunci apar infecțiile. Ce mai este foarte important de reținut pentru pacient este că această infecție, așa cum spuneam, nu trece peste noapte. Durează cam până la 4 ani vindecarea sau remiterea acestei leziuni apicale. Ce trece de 4 ani este considerat eșec. Aceste infecții de rădăcină, aceste leziuni apicale, pot fi și simptomatice. Pacientul simte o durere acolo, uneori pulsează, dar de cele mai multe ori această infecție apicală este asimptomatică. Și ea se descoperă printr-un simplu control la medicul stomatolog, cu o radiografie dentară, bineînțeles. Bacteria pătrunde în canalul radicular, da, infiltrează. Bacterii ce-i place mai mult? Întunericul și umezeală. Da? Și acolo are tot ce-i trebuie. Se mulțește atât de tare încât sistemul imunitar nu mai poate să lupte cu aceste bacterii. Și practic se formează această leziune apicală, proces periapical, granulom. El se remite odată cu îndepărtarea bacteriilor, sigilarea foarte bună a canalelor și apoi o soluție protetică, da, ar fi de preferat, de a închide etanși foarte bine dintele respectiv, astfel încât în timp să nu mai pătrundă bacterii. Dacă se întâmplă acest lucru, avem un tratament de succes acolo.